Iubi, pregătim bagajele, plecăm în America. Pregătim aici costumele frumoase pentru întâlnirea cu românii noștri de la Chicago și din întreaga America. Mița de clopu, traista, pânzăturile și toate cele. Să pregătim, tăie. Așa, uite, trestuța frumoasă. Nu-i vezi nici bagajul ăsta, că te-ai obișnuită cu jenți mari. Eu sunt obișnuită cu shopping-ul, mai bine zis mie aici. Eu zic să le iai ăsta, că ori mai trebuie că mai pun 4 să cumpărăm. Dacă din Europa și din țările astea noastre apropiate vin cu 2-3 bagaje în plus. Oare din America cu ce, doamne, vin? Sper să nu mă certe omul. N-ai auzit mie nimic așa? Tu pregăteai bagajul viață. Mai am unul mai mare. Până la cap și eu. Nu plec o să ai loc de cumpărăturile tale, dar în fine, eu zic să le iei pe asta și acela și mai unul. Merem cu 3 bagaje. Și veniți cu 10. Înapoi trebuie să cu 10, 12, 13, nu știu. 100. Nu-mi e ușor. Asta ți-i serviciu. Cu bagajele făcute, Maria și Mihai au plecat spre aeroport. S-au urcat în avion cu teamă, pentru că nu au mai zburat niciodată pe o distanță atât de lungă. Nu mai ce-am urcat în avionul care ne duce la Chicago direct, Doamne ajută-ne! Mare avion ăsta! Oare cum ne aduce? De-abia așteptăm. De-abia așteptăm să ne vedem, să ne primim cu dumneavoastră, să ne petrecem împreună. Numai bine! Doamne ajută! Zbor din Ghiță să avem. E că te chem? Deloc! Nu așa, te chem, e că să ai lângă tine. Și am ajuns în Chicago, am aterizat pe cel mai mare aeroport pe care am aterizat noi vreodată. După 11 ore de zbor, am aterizat cu bine. N-am fost scutiți de peripeții, bineînțeles, turbulențe. Mi s-a făcut și un pic rău, dar să nu ne pierdem speranța. Vreme, iarnă, toată regula aici la Chicago. Super, frumos aeroport. Exact așa cum ne-am imaginat. Miță, așa de mult îmi place pe aici, cred că mai vreau, chiar dacă am zburat cu peripeții 11 ore. Măriuca și-a tratat răul de avion și s-a adaptat rapid la diferența de fus orar de îndată ce a pășit în primul magazin de genți care i-a apărut în cale. Da, suntem Shaggy, nevasta mea. Măriuca? Da, dragă. La ce te uiți aici? Da, la ce ai vrea să mă uit? La poșete, dar nu vrei să mă uit la mașini. Hei, nu, și la geale mă uit, dar... Păi, dar nu ai tu destule acasă? Că dacă oricât ar avea o muiare, tot ar mai trebui un sandoron, da, sau un Dolce Gabbana, da, sau un Balenciaga. Da, ție chiar nu te gheai casă. Că doar eu zic de la țară și cu genul ăsta am crescut, ce știi tu? No, atât. Dar uite o curea faină. Merge, extraordinar. Deci ce superbe sunt astea de la Versace, superbe. Da, deci uite ce gusturi are. Fine. Nu, gusturi fine. Că doar nu ți-ai întors ce muiere. Eu aș zice că să le faci și tu într-o zi fatale, să le pui aici într-un stand de prezentare și cred că ai hătate și tu de un mini magazin. Da, să fie cât de multe. Oricum de aici nu plec fără ceva, să-ți iei gând. Vai de mine, liniștete. Nu putea merge pe străzile din Chicago fără o poșetă nouă și scumpă. Super, surprinsă până la maxim. Și e doar începutul. Ne plimbăm la pas, deci clădiri super înalte. Și frumoase curățenie și civilizație. Surprinderea Mariei a atins cote maxime atunci când au ajuns la una dintre cele mai cunoscute clădiri din Chicago, hotelul Zgârie Nori al lui Donald Trump. Domnul Branco ne-a adus la cel mai... Vă invit la o cafeluță să veniți cu tății. Hotelul lui Trump, restaurant, deci cel mai cel din Chicago. Aici avem masă rezervată la acest restaurant din incinta hotelului Trump. Aici se vede și panorama de afară, super. Doamne, sunt fascinată, nu am cuvinte să mă pot exprima la ce nivel trăiește lumea aici.
mulțumesc. Minunăția asta de lume, pentru că putem spune că aici este altă lume. Ne aflăm la etajul 16 al hotelului Traum. Nu există așa ceva mai frumos și mai interesant și mai...